cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, știri din Neamț, Mesagerul de Neamț. Astăzi reluăm emisiunile cu invitați pentru că se simte nevoia de multe ori să discutăm anumite chestiuni cu oameni care sunt în miezul evenimentelor. Astăzi am plăcerea de a fi alături în studio cu domnul Adrian Jucan. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, domnul Bălănescu, bună dimineața urmăritorilor dumneavoastră. Mă bucur că uitați să spargeți gheața cu invitați cu mine. Da, ce să facem? Acum sunteți în triplă postură aici. Pe de o parte consilier local, pe de altă parte antreprenor local și sunteți și președinte de ședință la Consiliul Local Piatra Neamț. Așa. Nu, am fost președinte de ședință. Păi numai o ședință atât? O ședință, da, pentru că a lipsit președintele ales. Vai, deci... Atunci a trebuit ales un președinte. Atunci nu-i nimic, sunteți încă până să... Poate nu vine data viitoare. Da. Dacă tot am vorbit despre triple ipostaze, hai, duble de data aceasta, haideți să vedem ce se întâmplă în zona asta a Consiliului Local, că publicul din afară observă o anumită stare de ostilitate între grupurile de consilieri sau executiv, grupul PNL cu aliații și ceilalți cu aliații. Este un fapt care intră într-o zonă de normalitate să fie o oarecare ostilitate, nu trebuie să fie neapărat ostilitate, dar să ai păreri care nu converg tot timpul și este absolut normal. Până la urmă de aici se poate naște un progres în ceea ce privește o idee să fie îmbunătățită. De asta, în momentul în care discuți de executiv și, nu știu, o majoritate și pe partea cealaltă de o opoziție care te contraargumentează sau vine cu alte propuneri, este un lucru care poate să ducă la ceva mai bun. O problemă apare atunci când ai chiar niște chestiuni care țin de interesul comunității, chestiuni majore, și această ostilitate nu se transformă într-o discuție pe argumente, ci este o ostilitate creată strict de faptul că suntem de la partide diferite și atunci sunt împotriva ta doar pentru faptul că sunt împotriva ta. Asta e o chestiune care pentru mine este greu de înțeles în acest joc politic, în această dispută, argumentare. E foarte greu de înțeles aspectul ăsta atunci când argumentele nu mai au nicio relevanță. Sunt împotriva ta pur și simplu pentru că este un proiect generat de tine. Acum, sunt câteva subiecte pe care se manifestă această ostilitate. Primul este, fără discuție, cel privind telegondola. Da, e un subiect care ține prima pagină de... prea mult timp. Nu de prea mult timp. Știți de ce? Uitați, nu sunt de acord cu dumneavoastră aici. Din ce motiv? S-au rostit fel de fel de... cuvinte și a fost dus această dezbatere într-o anumită zonă, a fost numită circ, a fost numită campanie electorală, că totul se face strict pentru imagine, pierzându-se totuși din vedere fondul disputei, fondul dezbaterii, respectiv faptul că suntem într-o situație, într-un moment în care chiar trebuie luată o decizie rațională ținând cont de toate consecințele acestei decizii. Știți cum e? Atunci când ai o majoritate și, nu știu, executivul încearcă să-și impună planul său de guvernare locală și majoritatea te ajută în sensul ăsta, opoziția are rolul de a veni și a puncta unde tu ai niște derapaje, unde unele lucruri poate sunt... înțelese, ar putea să ajute și comunități pe care le reprezintă ei mai mult decât o face planul tău de guvernare. Foarte de acord. În momentul în care ai nevoie de o majoritate de două treimi
pentru a lua o decizie, atunci rolul opoziției nu mai este doar de a te contracara și a marca politic acea decizie. Până la urmă, aici eu nu se mai mulți dintre consilieri nu se mai gândesc la beneficiile orașului, ci se gândesc strict la a marca politic această dispută. Și pot să intru într-o argumentare. Eu știu că înțeleg că oamenii nu au timp să disece această problemă în măruntaile sale. Și ei vor vedea simplu, telegondola mai funcționează sau nu mai funcționează. Asta e. Da? Și atunci să îl iei pe nu sunt de acord cu propunerea ta, fără să aduci un argument clar, clar, ci pur și simplu nu sunt de acord cu propunerea ta, pentru ca la un moment dat să poți să spui că uite că în mandatul primarului Carabelea s-a închis telegondola și n-a găsit o soluție, uitând că tu erai partea din soluția respectivă și mergând doar pe faptul că oamenii vor uita aspectul ăsta, că și tu ai avut o contribuție la chestiunea asta, mi se pare atât de cinic încât este foarte greu să mai discuți pe argumente într-o situație de genul ăsta. Deci, din punctul meu de vedere, eu am ajuns la concluzia că acest proiect de a salva într-un fel sau altul Perla Invest și alături de salvarea Perla Invest consecințele sale, respectiv mersul în continuare, bunul mers în continuare al telegondolei și terenurile de la baza hipică, alături de potențialul de a investi pe vârful Cozla, demersul ăsta de a fi contra soluției propuse de către executivul primăriei are la bază, până la urmă, cred, două aspecte pot să aibă. Clare stau în picioare, respectiv un interes în ceea ce privește terenurile de la baza hipică sau un argument politic care să fie fructificat politic în campanie că s-a închis telegondola în timpul administrației Carabelea. În rest, discuția că e profitabilă, că nu e profitabilă, putem să o purtăm pe cifre. Dar în momentul de față suntem în situația în care municipalitatea, primăria, cetățenii prin taxele lor au plătit milioane de euro pentru aceste construcții, aceste investiții. Și suntem în situația în care, pentru a le putea revigora și merge mai departe, mai avem o mică contribuție. Să plătești atâția ani credite, să plătești peste 40 de milioane de lei și la sfârșit să nu ai nimic, e frustrant. E frustrant, dar știți cum? Oamenii din oraș văd telegondola. Pentru ei e o realizare că există, că se face și că dacă se duce undeva, cineva îi spune: domnule, ce aveți telegondola? Da, domnule, avem telegondola. Acum, eu aștept mai mult din zona administrației publice decât simplu fapt de a avea telegondola. Eu aștept, și am spus-o și public, un plan care să fie într-un prezentat consilierilor, opoziției, opiniei publice, care e interesată, în care spune ce va fi după ce luăm acest picior al telegondolei. Da. De așa, și salvăm Perla Invest de la insolvență. Salvăm, nu știm încă dacă o salvăm. Deci nu știm dacă o salvăm, dar suntem într-o oarecare zonă de certitudine. Nu e 100%, dar spre asta ne îndreptăm, că neîndeplinirea planului de reorganizare pentru ieșirea din insolvență va duce societatea în faliment. Despre asta discutăm. Nu se cumpără piciorul telegondolei de către municipalitate sau altcineva. Există un risc foarte mare ca societatea să intre în faliment. Nu știu dacă se vor mai găsi altă soluție. Până la urmă și planul ăsta de reorganizare s-a tot modificat în timp. Și judecătorul a zis: domnule, a venit cu un plan, ok, vi l-am modificat după aia, ok. Nu reușiți să puneți în practică niciun plan de reorganizare, asta e, societatea intră în faliment, se vor vinde activele la licitație și se plătesc creditorii. Acum, ce spuneți dumneavoastră? Aș fi vrut să văd un plan ulterior salvării telegondolei.
Am auzit varianta aceasta. Dom'le, dacă se va rezolva problema, se va ieși din insolvență, primul pas va fi scoaterea activului numit baza hipică din patrimoniul societății. Da. Este adevărat? Da, este adevărat. Până la urmă, primăria are o sumă pe care trebuie să o recupereze de la Perla Invest, respectiv ratele pe care ea le-a plătit în contul Perla Invest. Sunt vreo, sper să nu greșesc, dar sunt undeva în jur de 20 ceva de milioane de lei, datorie care nu este înscrisă la masa credală și se pot scoate prin dare în plată activele care sunt pe Perla Invest. Deci acum a ajuns baza hipică la Perla Invest. Ce legătură are Perla Invest cu terenurile respective? Ați participat la dezbaterea publică de la primărie. Când a fost întrebat domnul de la Perla Invest care este statutul acelui teren, a spus foarte clar că nu are statut de bază hipică. El nu are, are statut de bază sportivă. Are bază, spui, este o diferență. Da, este o diferență, este cum a ajuns ea la ce legătură cum a ajuns? Avea printr-o hotărâre de Consiliul Local. Ce treabă avea pur și simplu obiectul de activitate al Perla Invest cu activitatea care se desfășura la baza hipică? Deci nu avea nicio. Dom'le, a fost un demers pur și simplu pentru a-i se crește capitalul social, da? Și ușor, ușor, societatea clar se îndrepta către insolvență, faliment. Dar ea din a treia lună de existență a dovedit că nu poate trăi. Eu încerc să o duc discuția într-o parte pragmatică. Avem trei variante cum ne putem raporta la chestiunea asta. Una, să analizăm cum s-a întâmplat în trecut. Să vedem ce putem să facem în prezent și ce vom face după ce societatea asta a ieșit din insolvență. Acum, concentrarea pe care eu o solicit consilierul este, domnule, haideți să mai întâi, ca să putem discuta despre ce vom face după ce este societatea din insolvență, mai întâi trebuie să fim de acord cu un plan de a o scoate din insolvență și de a o îndepărta de zona falimentului. Dacă discutăm foarte mult despre ce s-a întâmplat în trecut, este foarte bine că discutăm, dar nu ne dă o soluție pentru a scoate societatea în momentul de față din zona falimentului. Asta e foarte clar. Oamenii trebuie să înțeleagă, domnule, dacă societatea asta nu iese din insolvență și va intra în faliment, tot ce are vandabil, atrăgător pentru un potențial cumpărător, primăria nu se va putea duce să-l contraliciteze. Deci aici trebuie înțeles. Dacă se scoate un bun al acestei societăți la licitație, cu o sumă, primăria mai întâi trebuie să aibă aprobarea în Consiliul Local cu suma care se duce la licitație. Suma este publică și orice privat va putea să vină cu un pas următor. Bun, acum se poate da hotărârea care se spune, se pot pune și nu știu câți pași merge. Dar oricum se va ști. Oricum se va ști. E cum se duce publiservul la licitații. Da. Care e prețul fix și toată lumea știe care e prețul la publiserv. Bun, haideți să ne întoarcem în zona ce s-ar putea face pe ea. Au fost prezentate niște idei în ceea ce privește dezvoltarea, o dezvoltare turistică pe vârful Cozla. Cu un traseu turistic, cu niște machete din harap alb, care pot fi încă o dată contestate, pot să vii cu alte idei dacă cineva are o altă opinie, e în regulă. Dar nu putem să discutăm despre nicio dezvoltare pe vârful Cozla atâta timp cât telegondola nu mai funcționează. E adevărat, mai este o problemă în ceea ce privește arele protejate pe vârful Cozla. Dar nu tot vârful Cozla este în zona de arie protejată. Și plus că și aici, din punctul meu de vedere, are și o componentă de decizie politică. Pentru că una este să pui într-o arie protejată niște construcții ușoare, care nu afectează ce este în subsol și alta este să faci fundații și să te, nu știu, să afectezi integritatea domeniului fosilifer de acolo. Deci în momentul în care s-a primit răspunsul de la Agenția Națională a Arilor Protejate,
că nu se acordă avizul pentru amplasarea construcțiilor respective, care nu presupuneau fundații, a fost o chestiune curioasă. În răspunsul respectiv se spunea că nu aveți dreptul să valorificați resursele zonei fosilifere. Nu erau resursele zonei fosilifere. Da. Știți cum e? Problema trebuie discutată și dintr-un alt punct de vedere. Eu care, și nu numai eu, toți cei care am văzut, suntem fripți, ca să spunem așa, cu inițiativele administrației publice locale pe COSLA. Și vă aduc aminte numai de proiectul acela mamut cu nici mai știu câte sute de milioane, care a fost un fiasco, s-a terminat, s-a închis pe bani împrumutați. După care s-a construit telegondola. Nici acum nu știm care este statutul clădirii de sus. Este autorizată, nu este autorizată, poate fi autorizată, nu poate fi autorizată. Și atunci recunosc că doza mea de încredere vis-a-vis de inițiativele pentru COSLA a scăzut, ale noii administrații a scăzut foarte mult în momentul în care am auzit de inițiativa, cred că a viceprimarului Irimia, nu mai țin minte, cu locul de joacă de sus de pe COSLA. La într-un heirup asemănător cu cel de pe, din perioada când s-a construit telegondola. Adică lasă că nu mai trebuie să luăm noi autorizare, le luăm noi după aceea. Hai să punem repede acolo, să facem pe repede înainte. Și s-a ajuns până la urmă în situația în care locul de joacă a ajuns în Strand. Parcul acela. Da. Adică dacă și acum se iau hotărârile tot așa ca atunci, pe logica mea vorbesc, atunci am dreptul să mă îndoiesc că planurile de acolo nu sunt foarte bine macerate? Aveți destule argumente pentru a vă îndoi că s-ar putea să se intre într-o zonă de blocaj. Da? Dar, încă o dată, până în momentul de față, Piatra Neamț, municipiul, cetățenii, au plătit pentru aceste construcții, investiții. Bune, rele, au plătit foarte mulți bani. Suntem în situația în care riscăm ca ele să nu mai poată fi folosite. Deci, pentru că odată ce această societate intră în faliment, licența de exploatare a telegondolei va fi sub semnul întrebării într-un orizont de timp nedefinit. Ceea ce înseamnă că ne vom uita la niște cabluri care atârnă, care, ok, au fost și ele, au fost criticată telegondola din multe direcții. Că cară aer, că ajungi sus și n-ai ce aici să faci. Aici n-a fost criticat, aici a spus că se face un schimb de aer. Se face un schimb. Deci schimbul de aer este benefic, vine aer curat. Înțeleg lucrul ăsta. Da. Dar în momentul de față, telegondola este un punct de atracție pentru cel care vine în Piatra Neamț. Nu merg atât de mulți pietreni cu telegondola. Dar cine vine în vizită la cineva în Piatra Neamț, face în proporție mare o plimbare cu telegondola. Că ajunge sus și în momentul de față doar face niște poze și se plimbă puțin și zice uite ce păcat că nu s-a făcut aici, dar face o plimbare și aude de Piatra Neamț și prin telegondola. Deci, acum, să o dai deoparte și să o dai la fier vechi. Eu n-am spus că trebuie dată deoparte, am și spus asta, dar trebuie, părerea mea, că s-a ajuns într-un impas în momentul acesta. Se pare că nu mai există nicio cale de dialog între factorii decidenți. Adică, pe de o parte, îți trebuie două treimi la o hotărâre. Cum, până la urmă, trebuie să gândim pragmatic. Cum pot să obțin cele două treimi? În momentul ăsta se pare că nu există nicio cale. Și atunci stau și mă întreb. E pe 21 decembrie, peste câteva zile e licitația, da? Practic, nici nu mai este timpul fizic necesar. Da, suntem... Dacă nu se ia o decizie, dacă nu se face ceva... Bun. Azi, mâine, va fi imposibil. Și atunci lucrurile stau așa. Cu PSD-ul se poate ajunge la o discuție? Probabil că nu. Cu cine se poate ajunge la o discuție ca să ai o majoritate? Eu m-am așteptat și la alți consilieri să se poată. Din punctul meu de vedere, n-au înțeles gravitatea problemei.
au mers tot timpul pe ideea, lasă că se va găsi o soluție. Nu se poate, nu se poate, domnule, să se închide telegondola. Nu, se va găsi ceva. Domnule, nu înțelegi că acum trebuie acționat. Nu. Nu se poate. Și atunci s-a intrat într-o chestiune de genul ăsta, lasă-mă că merge și așa. Lasă că se va găsi ceva. Nu e chiar atât de simplu. Deci, acolo unde este piciorul telegondolei, sunt și niște oameni care au închiriat. Uh-huh. Unii dintre ei au spus, dom'le, eu sunt dispus să cumpăr partea pe care am închiriat-o. Poate și asta ar trebui adusă ca argument în discuții. Poate ar trebui luați consilierii, să spunem, de la PMP, că ei ar putea să asigure cele două treimi, și cu ei mers și văzut ce este, care este situația. Adică, dom'le, dăm 1.400.000, 1.300.000, nu știu cât. Cât se poate recupera dacă vindem, să spunem, restaurantul de sus? Se pot recupera niște bani? Se pot, probabil. Deci, în primul rând, haideți să înțelegem că în momentul în care se cumpără piciorul, clădirea piciorul telegondolei, cu 1.300.000, cât 1.300.000 și ceva, 1.400.000 cât este scoasă la licitație, evaluată în momentul de față, banii ăia intră la Perla Invest și o parte dintre ei se vor întoarce la primărie pentru că avem o datorie înscrisă la masa credală. Mică. 1.500.000. Mică. Bun. Scoți societatea din insolvență, pleacă creditorii de la masa credală, sunt alți creditori după aia care chirografați, dar cu cea mai mare datorie către uriașă, către primăria Piatra Neamț. Și atunci, tu deții controlul societății și poți să iei activele care sunt puse în discuție, respectiv terenurile de la baza HIC, că poți să le aduci înapoi la primărie. Ok. Acum, s-a mai discutat despre o altă variantă. Creșterea capitalului social. Da? S-a discutat. Bine. Eu, din punctul meu de vedere, primarul Andrei Carabelea a plecat foarte hotărât în direcția, în susținerea acestei soluții cu vânzarea piciorului, dintr-o încredere că oamenii gândesc în interesul orașului. Pentru că cealaltă soluție cu creșterea capitalului social, de câte voturi avea nevoie? Nu știu. De 12. E? Păi și atunci? Soluția aia, doar că nu era o soluție morală. Bun. Veneai și băgai bani în Perla Invest. Așa. Da? Fără să ai nimic. Cum să nu? Deci... Păi nu, că nu luai nimic în schimb. Tu dădeai banii și creșteai capitalul social. Creșteai capitalul social, suma aceea ajungea la cel care se ocupă de lichidare. Așa. Și cu banii aia îndestula creditorii. Îndestula creditorii și ieșea din insolvență. Ieșea din insolvență. Și deveneai, se ajungea la situația aceea de proprietar, că ești proprietarul. Până la urmă, Perla Invest este a municipalității. Da, este a Consiliului Local. A Consiliului Local, da. Și în varianta asta, deci de o parte, metoda asta de a salva societatea cu creșterea capitalului social a tot fost practicată. Bun, dar acum este o situație diferită. Înainte îi dădeam la hoții și șmecherii care au condus societatea. Acum ai o garanție că banii aceia care intră au o țintă precisă în destularea creditorilor. Bun, asta în condițiile în care această variantă ar fi fost întru totul legală, pentru că se punea problema că societatea este în insolvență, are datorie și către primărie. Cum vine acum primăria să îi mai dea niște bani societății? Cu aceleași argumente cu care vine să cumpere. Nu, este altceva. Acolo îi dai niște bani, aici cumperi un bun. Cumperi o clădire care rămâne în patrimoniul tău. Argumentul de a cumpăra această clădire este să scoți societatea din insolvență ca să poți continua planurile. Argument conex. Asta nu-l poți... Când te duci la licitație... Eu l-am ascultat pe domnul primar, care a spus așa, cumpărăm piciorul telegondolei ca să scoatem Perla din insolvență, să salvăm telegondola și baza hipică. Da. Dacă finalitatea este asta, putem discuta și despre celelalte căi prin care putem ajunge la această finalitate. Și dacă calea aceasta cu două treimi n-a mers, putem folosi calea cealaltă? Deci, eu zic, nu sunt specialist. Eu vorbesc acum așa, simplu, nu știu toate chichițele. Dar suma de bani este aceeași.
pe care o dai, ba chiar poate mai mică. Poate puțin mai mică. Poate mai mică, în varianta asta, că dispar niște lucruri. Da? Finalitatea este aceeași. Ajungi în același punct. Ajungi în același punct. E, sincer, pe mine, și într-un caz și în altul, dar depășim momentul, da? Pentru mine rămâne aceeași întrebare. Am ajuns în punctul ăsta, am preluat așa, ce facem mai departe? Pentru că eu sunt conștient că Telegondola a intrat așa într-un fel de folclor public, că este, vă spun un... O avem, domnule. Vă spun, am fost și am stat de vorbă cu doi oameni extrem de inteligenți, de o inteligență sclipitoare, care mi-au spus, domnule, la Piatra Neamț aveți Telegondola. Zic, da. Și îi arăt niște lucruri apropo de Telegondola. Zice, da, ce foarte nasol. Bă, da, aveți Telegondola. Da. Oameni cu un IQ recunoscut la nivel mondial. Zice, da, aveți Telegondola. Zice, da, dar zice, ce faceți cu ea? Cine se ocupă de ea? Ce veți face cu ea? Aveți ceva sus acolo? Nu avem nimica. Dar nici nu prea am fi putut face în momentul de față prea multe lucruri, pentru că, încă o dată, terenurile, clădirile sunt ale Perla Invest, unde, în momentul de față, primăria, Consiliul Local, știu, că este în insolvență. Este în insolvență. Bă, dar noi știm asta, dar oamenii nu înțeleg lucrul ăsta. Dumnezeu e a primării. Și de ce nu face primăria ceva? Pentru că și nu atunci, poate. Și atunci eu revin și spun, domne, avem deocamdată două căi identificate, da? Calea 1, aceea cu cumpărarea, calea 2, cu mărirea capitalului. Nu mai există și o altă cale? În momentul de față, calea 1 este clar trecută, cum să zic eu, intrată pe un făgaș de normalitate, în sensul că este un plan de reorganizare aprobat de către un judecător și poate fi pusă în aplicare acum. Partea a doua, cu creșterea capitalului social, poate fi o discuție care nu știi dacă va trece de toate partea, nu s-o numesc birocratică, dar legislativă, respectiv, să dacă îți trebuie sau nu o aprobare de la Consiliul Concurenței, că tu vii și aduci niște bani într-o societate. Eu simplu. Concurența cu, unde e? Da, adică... Te joci cu... Ești cu banii... Pentru că, stați, haideți să vă zic altfel. De exemplu, nu putem... E problematic să zicem să creștem capitalul social de la Perla Invest. Că e insolvență, că vii acum... Că nu și... e o societate viabilă, bun. Că ăsta e principalul argument care îl poți crește. Ok, am zis prima. Haideți să creștem capitalul social la altă firmă a municipalității. Nu, e vorba de licență. Ne vorba de licență. Nu. Creștem capitalul social la altă firmă și cumpără piciorul Telegondolei. Așa. Da? Și una dintre societățile primăriei cumpără piciorul Telegondolei. Așa. Rămâne, nu e a primăriei, rămâne la o societate. Obiectivul va fi cam tot același. Soluția va fi că vor intra banii în conturile Perla Invest prin vânzarea activului. Se îndestulează creditorii. Așa, da. Rămâne tot Perla Invest... cel care operează Telegondola și e așa o și după aceea cu... mai faci o mărire de capital social la aia și cumperi și terenul de la sau pe la investitor să-ți dea banii înapoi și faci darea în plată, da? Și ai rezolvat problema. Doar că soluția asta nu poți să te duci într-o, pentru că tu ești într-o zonă de piață liberă. Nu pot să mă duc cu banii oamenilor să-i bag într-o societate a mea, că am de unde, că vorba aia strâng de la mulți oameni. Și pe urmă să mă duc să concurez cu un privat. Păi da, trebuie nu e să... același lucru și acum dacă se duce primăria să cumpere? Aici creșterea lucru. Capitalului social... Dar nu care... vorbim de creșterea capitalului. Acum vorbim de soluția cu... Să spunem că dăm la Salubritas, că tot fac ei curățenie. Da. Dăm la Salubritas, așa vine Salubritas și cumpără piciorul Telegondolei. De ce îi dai banii? De ce îi dai banii ăia Salubritasului? Cu motivația clară. Scrie în motivație. Păi, nu. Clar, tu trebuie să-i crești capitalul social cu cash. Da. După aia, hotărârea pe care o ia Salubritasul... Păi el o să spun așa, că face acolo un centru de... Da? Face un centru de reciclare a gunoiului aerian. Da, e... Mă rog. Acum râdem glumim. Nu, râdem glumim. Ideea este că mi se pare că de când e cu hotărârea asta, avem vreo câteva luni bune. Da, sunt vreo 2-3 luni. Am intrat într-un blocaj
din care parcă nimeni nu vrea să iasă. Da, e... Deci parcă nimeni nu vrea să iasă și se uită lucrul acela esențial. În momentele acestea trebuie făcute negocieri. Da. Discuții, negocieri. Da, Lănescu. Trebuie făcute negocieri. Condiția pentru a face negocieri este să te întâlnești cu... să stai la masă. Păi uite, eu îl sun pe domnul Gavrilescu acum să-l întreb, vrea să stea la masă, la negocieri? Păi, uite, pe cuvântul serios. Meu îl sun în emisiune să văd dacă răspunde. E important, pentru că e, uite, a fost invitat domnul Gavrilescu la discuție. Deci uite să vedem, e curios să văd. Că ieri m-am luat de el, de ce nu stau la discuții? Ia să vedem dacă răspunde domnul Gavrilescu. Nu răspunde domnul Gavrilescu. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Gavrilescu! Mă scuzați că am intervenit intempestiv peste dumneavoastră. Domnul Gavrilescu, eu sunt în emisiune și discutăm tema telegondolei cu fostul președinte de ședință de la ultima ședință la care ați participat și dumneavoastră. Și am ajuns la o concluzie, eu, și domnia sa a fost de aia, că trebuie purtate negocieri. PMP-ul este dispus să facă negocieri pe tema telegondolei? PMP-ul este dispus și caută și de asta a venit cu o propunere bună, proastă, mai căutăm și alte soluții. Haideți că asta, domnul Gavrilescu. Da. Haideți, că asta le discutăm dacă vreți într-o emisiune, soluțiile și tot. Pe mine mă interesează o chestie punctuală. Sunteți dispus să mergeți, să discutați și să negociați cu executivul primăriei și grupul consilierilor PNL? Suntem dispuși să negociem, să găsim soluțiile cu conducerea primăriei, cu toți consilierii locali, ca să găsim soluția cea mai bună pentru Perla. Sunteți conștient că termenul de licitație e 21 decembrie? Deci aceste discuții ar trebui purtate într-un ritm extrem de accelerat. Dacă vă aduceți aminte, am făcut propunere în penultima ședință de Consiliu, deci am mai pierdut 2 săptămâni, mai aveam 2 săptămâni înainte. Bun, astea sunt lucruri trecute. Și telegondola s-a făcut cum s-a făcut, sunt lucruri trecute. Deci, eu înțeleg că există deschidere. Da, sigur. Vă mulțumesc tare mult. Deci avem o declarație publică, da, că dânsii vor să negocieze. Rămâne să se facă demersurile pentru această negociere. În rest, eu sunt sătul de declarații politice. Domnul Bălănescu, deci declarații publice putem să facem, exact, foarte frumos. Chestiunea este dacă le punem în practică după aia. Nu mi-am permis să intervin în dialogul dumneavoastră cu domnul Gavrilescu. Chestiunea era, întrebarea care s-ar pune aici. Domnule, ați fost invitat în repetate rânduri să stăm de vorbă? Eu am spus că nu mă raportez la trecut. Ce a fost, a fost. Dar ați fost. Haideți să vedem. Acum. Haideți. Probabil că au fost. Deci, inclusiv ieri, după ce am ieșit din ședința de Consiliu Local, am stat cu câțiva colegi de vorbă din zona opoziției, care eu mi-am dat seama că încă n-au înțeles cum stau lucrurile foarte, foarte bine. I-am zis, domnule, cum am spus odată, acum câteva săptămâni public, pe mulți dintre colegii din opoziție, respect pentru activitatea lor care au făcut-o până acum în zona profesională. Dom'le, dar acum, aici, chiar nu putem să luăm lucrurile așa ușor. Deci nu putem să luăm lucrurile, lasă că se va găsi o soluție, lasă că se va găsi o soluție. Eu nu știu cum, după ce se încheia ședința, deci eram într-o zonă de, înțelegând gravitatea problemei, ce ar însemna să intre societatea asta în faliment, nu înțelegeam cum după votul ăla de abținere poți să fii așa, să zâmbești, să fii, hai, lasă, hai să bem o cafea, hai să bem o bere. Este clar că există în cultura consilierilor locali, da, de după 1992 încoace, da, există chestia asta, lasă că se va găsi o soluție de către cei care conduc. Da. Nu există în mentalitatea consilierilor, dom'le, noi putem.
dirija mersul lucrurilor, dacă vrem. Da. Uitați, și atunci, chiar și ieri, au fost foarte mulți colegi consilieri care au rămas surprinși, până la urmă erau 5 proiecte pe ordinea de zi, 5 proiecte pe ordinea de zi, 10 minute, gata. A durat o oră. Da. O chestiune care ține de normalitate, pe de altă parte. Absolut. Da? Absolut. Pe dumneavoastră v-am auzit în repetate rânduri, aș vrea și eu să particip la ședințele ale comisiei, unde cred că se dezbate, nu? Exact. Aș vrea și eu să văd în Consiliul Local dezbatere, încă o dată, nu luptă politică, dezbatere cu argumente. Da, 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 pentru da. Că imediat se duce, ce facem aici? Facem CIR? Nu facem CIR, discutăm o problemă foarte importantă pentru oraș. Dom'le, eu îmi spun părerea, tu îți spui părerea și când ieșim de aici, poate ieșim cu o soluție. Dom'le, facem o dezbatere publică, până la urmă Consiliul Local, ăsta este un for de dezbatere, de unde ies hotărâri care se aplică tuturor cetățenilor. Deci doar să ajungi în Consiliul Local, dai repede citire proiectelor, unii ridică mâna când vorba aia, se vorbesc proiectele alea înainte, nu vii acum, cum zic, îți faci o opinie când auzi titlul proiectului. Se discută în comisie, se discută în grupurile de consilieri și vii cu un vot oarecum pregătit. Și gata, dintr-o ședință cu 5 proiecte, cât îți ia să le citești? 5 minute, gata, le-am trecut. Nu dezbatem, nu... Asta este problema. Și știți că eu întotdeauna am spus că ar trebui ca lucrurile astea să fie cât mai vizibile și să se discute. De exemplu, eu am așteptat de la consilierii de opoziție, nu știu cum s-a votat, chiar nu știu că am lipsit câteva... zile. Să văd cum se discută despre sărbătorile de iarnă. Da. Da, cu argumente. Eu, dacă aș fi fost consilier, eu m-aș fi ridicat și aș fi întrebat, domne, ok, cumpărăm un brad. E și asta discutabil, e o opțiune, nu discut. Brad artificial. Dar de ce închiriem căsuțe? De ce nu... ne-am gândit, dacă nu avem și nu luăm de la Carmen seculare, de ce nu ne-am gândit să facem noi ceva. Adică, nu știu, 200 și ceva de mii de lei, parcă sunt numai căsuțele și forma alea, chestiile alea de acolo. Aș fi vrut să văd un lucru de genul acesta. Eu nu spun că este rău sau este bine, dar aș fi vrut o dezbatere reală. Bun. Poate cineva venea cu o ofertă. Poate venea cineva cu o soluție. Ok. Bun. În ceea ce privește organizarea... Apropo de discuție. Exact. Organizarea unui eveniment de genul ăsta, opiniile pot fi diverse. Pentru că eu am o viziune, eu, nu știu, mie îmi place Moș Crăciun cu barba mare, dumneavoastră vă place cu barba mai scurtă. Da, deci sau la unii le place Moș Crăciun cu mușchi la vedere. E o chestiune oarecum de gusturi. Da? Deci cum o vezi tu așa estetic? Mai departe, a fost brad artificial sau brad natural? Este la fel o discuție. În sensul că s-a mers pe soluția de brad artificial pentru a fi un brad cât mai impozant, cu dimensiuni cât mai mari. Un brad natural de aceleași dimensiuni era exclus să se poată aduce. Plus că un brad natural de aceleași dimensiuni ar trebui să fie un brad undeva de 40-50 de ani, ceea ce era ok, dar putea să fie un brad natural mai mic. Dar încă o dată, este o discuție. Că a costat bradul cât a costat? 40.000 de euro? Cât să... Hai să discutăm pe argumente. Cu ce compari suma asta? Haideți să vedem cât costă un brad în mod normal. Că simplu fapt, doar să arunci o sumă și pe urmă să arunci, să vii cu să strecori o îndoială. Cine a luat un comision de acolo? Sigur a luat cineva un comision. Nu se poate. Ok, eu nu zic că nu a luat nimeni, habar n-am. Dar să nu putem să mergem tot timpul cu chestia asta. Nu, orice chestiune se face, sigur a luat cineva un comision. Deci... Știți care este povestea apropo de lucrurile de genul ăsta? De obicei, orice critică se face, la momentul ăla este luată ca o chestie, domne, ăștia... Da, ești împotriva mea. Totuși sunt, toți sunt. Peste ani, de obicei la 3, 4, 5 ani, vine plăcinta. Și se vede, băi, zice, uite bă, că ce-o spus ăia acolo e așa. Adică, pare...
puțin ne la locul lui. Aici. Să vin să iau brad de la o societate din Oradea și să închiriez de la o altă societate din Oradea cu același acționar chestiile alea. Mm-hmm. Pare că e o coincidență care e suspectă. E o coincidență. Pot suspectă să mă... Suspectă în condițiile în care este același, care aveți în ce, același om care a dat și parcul terenul de joacă, care trebuia pus pe Cozla. Așa. Aceeași firmă. Deci, pare că, e o, că, deci pare că este o coincidență. Acum, eu nu pot să spun. Aș vrea să mă refer puțin și la partea de închiriere. De ce să se închirieze căsuțe? Da? Și nu să se, nu să se achiziționeze. De ce să se închirieze ornamente de Crăciun și nu să se achiziționeze? Unul din aspecte importante de luat în calcul este, domnule, să spunem că eu cumpăr niște ornamente de Crăciun cu o durată de valabilitate de vreo 5 ani, dacă le strâng cum trebuie, dacă le pun. În fiecare an va arăta la fel. Dacă le închiriez, anul ăsta pot să închiriez de la cineva, mâine schimb, anul viitor schimb tematica și atunci aduce o zonă de diversitate. Doi la mână. Căsuțe de la Carmen Seculare sau închiriate de la, din altă parte. În cazul de față, cum spuneți dumneavoastră, de la nu sunt un mare fan al căsuțelor de la Carmen Seculare, le-am criticat la vremea respectivă. Știți care, este, care erau costurile de montare acestora și de demontare? Foarte mari costurile. Pentru că alea nu sunt niște... Ele sunt, fiecare dura mult să le montez, demontez și costa mult să le monte, plus că erau foarte mari. Ce s-a mai adus în spațiu public? Producătorii, dacă sunt, că sunt locali, că nu sunt locali. Dom'le, din cele 11 puncte de vânzare, 9 sunt cu firme, comercianți din zona, din Piatra Neamț sau din zona municipiului Piatra Neamț. Mai spuneți dumneavoastră, ce mai... Sunteți mulțumit de oferta făcută de firmele astea? Nu, eu aș fi vrut ceva mai mult. Aș fi vrut ceva mai mult. Dar, mergându-se pe... dorindu-se să nu se închidă Piața Ștefan cel Mare, datorită lucrărilor care se fac în oraș și să nu mai aduci un stres nou participanților la trafic, s-a mers pe o zonă... o variantă mai minimalistă în ceea ce privește aspectul ăsta. Eu nu spun, încă o dată, sunt chestiuni de opinii. E opinie dacă îți place sau sunt oameni cărora le place și care vin și își fac poze și se bucură, sunt oameni care spun că nu e cine știe ce, mă așteptam la mai mult pentru banii care s-au cheltuit. Deci aici... Aici e clar o chestiune de opțiune. Eu vorbeam de dezbatere. De aici am plecat cu tema dezbaterea, asta. Da. Ca dezbatere, pentru că dacă exista o dezbatere, probabil se mai găseau și variante în plus. Eu am trecut și eu recunosc și m-am bucurat că am găsit un produs tradițional din zonă Chiultoș în două locuri. Și un alt produs tradițional din zonă, chiar așa, somon prăjit. Dar producătorul respectiv care vinde Chiultoș e din, de la noi, de aici. Eu mă bucur că e de la noi, Chiultoș. Că a adoptat o rețetă... aștept și bombane, de... aștept și bombane cu marțipan. Ca să fim... Da, dacă ne urmărește careva, cu siguranță veți găsi de seară când deci, bombane cu marțipan, pentru că bombanele cu marțipan acum de obicei sunt rețeta austriacă. Apropo, cum ați recepționat ca simplu cetățean și ca membru al unui partid politic rămânerea noastră la poarta Schengen? Nu o să spun în emisiune cum suntem noi la poarta Schengen, dar... O chestiune nedreaptă. Deci, o chestiune nedreaptă este, suntem ținuți în afara spațiului Schengen de mulți ani, în condițiile în care condițiile pentru a fi membru al spațiului Schengen sunt clare. Deci, sunt niște chestiuni tehnice pe care România le-a rezolvat de mulți ani. Neintrarea noastră în spațiul Schengen a fost o decizie politică, strict politică, cu care s-a negociat în diverse rânduri. Până acum aveam pe Olanda care ne ținea ușa închisă prin veto său și aveam MCV-ul.
A trecut MCV-ul, acum a venit Austria punând pe masă o altă problemă, problema imigrației. Problema, într-adevăr, este o problemă importantă cu care cetățenii din Austria se confruntă și este o problemă a Uniunii Europene. Ținând România și Ungaria și Bulgaria la poarta Schengen pentru a forța Uniunea Europeană să ia în serios, mult mai în serios problema aceasta, este o chestiune la fel care ține de zona politică cinică, meschină într-un mare măsură și e, nu știu cum să zic eu, te duce într-o zonă în care rupi niște căi de comunicare, pentru că mai departe politicienii, reprezentanții României sunt puși în situația de a lua și ei poziții ferme în ceea ce privește anumite propuneri ale Austriei și sunt niște declarații credeți publice. Credeți că vor lua? Sunt obligați în momentul de față. Credeți că vor lua? Deci pentru că noi, obligați în momentul noi de avem față. O diplomație care, cu scuzele de rigoare, dar a adoptat poziția struțului. De mult, nu de acum, da. De ani de zile. Cu excepția succesului de la Marea Neagră, da, acolo n-a fost neapărat succesul diplomației românești. Acolo au fost niște interese enorme, majore. Și așa. Diplomația românească în ultimii ani s-a făcut remarcată prin faptul că avem foarte mulți yes-men. Domnul Bălănescu, este o chestiune o întrebare pe care mi-am adresat-o și o adresez atunci când mai discut cu persoane care sunt interesate. Ești în zona politică. La un moment dat discuți despre un interes local sau național. Cum ești tu din jocul politic intern când discuți despre un interes local sau național care nu mai ține de partide? Nu mai ține că ești de la PSD, că ești de la PNL, PMP. Nu, domnule, ăsta ține de viitorul cetățenilor din urbea asta sau din țara asta în care suntem. Și atunci, aici, vedeți de ce e nevoie de oameni politici care să poată să treacă la un moment dat peste orgolii și știți cum e? Nu cumpărăm telegondola, nu salvăm telegondola de la Piatra Neamț, am putea să fructificăm politic chestiunea asta la un moment dat. Asta este tâmpenie. Da? Nu, nu știu cum, ne opunem sau facem lobby pentru a nu intra în Schengen, că în felul ăsta își vor lua... Dar nu știu, am avut lobby românesc ca să nu intrăm în Schengen? Deci poți să te gândești la chestiunea asta. Până la urmă, poți să te gândești și la chestiunea asta. Cu o dată, discuțiile au fost tot timpul în spatele ușilor închise. Clar că poziția Austriei este o poziție nedreaptă pe față de România, pentru că nu are argumente. Și nu este numai Austriei. Haideți să fim serioși. S-ar putea. O țară ca Austria. S-ar putea ca Austria să-și fie asumat. În numele altor țări. Exact. Deci s-ar putea. Bun. Și atunci, ce putem noi în momentul acesta să facem? Sunteți de acord cu boicotul? În linii mari, cum să zic eu, sunt de acord, dar cu anumite limite. În ce sens? În companiile respective lucrează români. Plătesc taxele pe salarii la bugetul național. Ok, este un semnal pe care poți să-l dai. Este un semnal. Dar trebuie cântărit foarte bine. Bun. Trebuie cântărit foarte bine. Și este asta cu cântăritul foarte bine. Într-adevăr, așa este. Dar eu vă spun, la o reacție de genul ăsta mârlănească, diplomatică mârlănească, că e mârlănească, da. Adică nu, e de mârlan, de grof mârlan, trebuie să răspunzi pe înțelesul lor. Da, deci ceea ce pot face, într-adevăr, omul... Croația ați văzut ce au făcut, nu? Cetățeanul normal, asta poate să facă. Dar croații, ei au rută pentru migrație pe acolo. Și s-au dus și au bătut cu pumnul în masă la Austria și a zis, băieți, uite care-i treaba, nu sunteți de acord cu noi, că erau împotrivă, și că nu mai câștigați niciun proiect de infrastructură în Croația. Scut pe doi. Și au ieșit la iveală toate lucrurile astea. Păi haideți să luăm la în România. Strabag. Domnul Bălănescu, proiecte de infrastructură. Susțin ca să nu... Nu neapărat că nu susțin boicotul, ci faptul că susțin cumpărarea de produse românești. Asta da, da? Asta e clar. Cumpărând produse românești și dând banii la firme românești, indirect faci și boicotul.
Da? Deci, da, asta da, e. Dar eu, de exemplu, dacă aș avea firme care lucrează la mari proiecte de infrastructură și care nu și-au îndeplinit condițiile, m-aș gândi un pic. Sincer, eu nu sunt un mare fan al prietenului domnului Arsene Grindeanu. Da, e ministru, e așa, a ieșit și a spus, eu nu știu nimic, dar eu sunt convins că știe, pe chestiunea pe care o fac acum CNAIR-ul, da, că Portul Constanța, că își mută conturile la CEC. Dar de ce au avut conturile? Întrebarea mea este asta. De ce toate companiile ministerilor din România aveau conturile la BCR, la Raiffeisen? De ce? Apropo, aștept și eu să schimbe niște conturi de la Raiffeisen la niște ministere. Așa. De ce erau acolo? Dar de ce nu erau la CEC până acum? De ce nu erau la CEC, Bancă Românească, da, care, culmea, oferă condiții mai bune? Acum am descoperit că oferă condiții mai bune. Păi vedeți, aici e problema cu boicotul. Boicotul îl face Vali, îl face altcineva din redacție, își mută contul ăla foarte bogat de la Raiffeisen la, nu știu, Transilvania sau la CEC, da? Dar deci poate fi un semnal sus. Poate fi un semnal dat acestor companii care au capital majoritar, nu știu, din zona Austriei, dar cel mai important boicot care pot să-l facă cetățenii este că atunci când achiziționează ceva să o facă preponderent de la companii din România. A fost o adevărată plăcere să discutăm în această dimineață. Vreau să vă fac o urare dumneavoastră și celor care ne urmăresc și ne vor urmări în continuare. Fie ca lumina sărbătorilor să nu vă apară în factura de curent. Vă mulțumesc și eu, vă urez sărbători cu bine, dacă nu ne mai vedem până acestea. Vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă, oameni buni, numai bine, aveți grijă fiecare de dumneavoastră. O zi frumoasă. La revedere.